Bine ai venit la Squeeze Your Brain! Înainte de a începe, nu uita să te abonezi pentru și mai mult conținut interesant. Adevărat sau fals? Ion Creangă a fost învățător. Adevărat. Ion Creangă a fost scriitor, dascăl și diacon. Adevărat sau fals? Gheorghe Magheru a fost un poet român. Răspunsul este fals. Gheorghe Magheru a fost un comandant militar în oastea lui Tudor Vladimirescu. Adevărat sau fals? Tudor Arghezi a fost călugăr. Adevărat, Tudor Arghezi a fost călugăr, diacon, bijutier și ziarist. Adevărat sau fals? Tabloul Fata Pădurarului a fost pictat de Nicolae Tonița. Adevărat, Fata Pădurarului este una dintre cele mai populare picturi ale lui Nicolae Tonița. Adevărat sau fals? Pe bagnota de 100 de lei se regăsește chipul poetului Lucian Blaga. Răspunsul este fals. Pe bagnota de 100 de lei se regăsește chipul scriitorului I. L. Caragiale. Adevărat sau fals? Mihai Eminescu a scris poezia Luceafărul la vârsta de 16 ani. Răspunsul este fals. Poemul Luceafărul a fost scris de Mihai Eminescu pe parcursul a mai multor ani. Adevărat sau fals? Pache Protopopescu a fost primar al Bucureștiului. Adevărat. Pache Protopopescu a fost primar și prefect al Poliției Capitalei. Adevărat sau fals? Vlad Țepeș a fost domn al Moldovei. Răspunsul este fals. Vlad Țepeș a fost domn al Țării Românești, nu al Moldovei. Adevărat sau fals? Nicolae Iorga a fost prim-ministru al României. Adevărat. Nicolae Iorga a fost istoric, scriitor și prim-ministru al României. Adevărat sau fals? Herta Müller a primit premiul Nobel pentru literatură. Adevărat! Herta Müller a fost laureată a premiului Nobel pentru literatură în anul 2009. Adevărat sau fals? Emil Cioran a fost un istoric român. Fals. Emil Cioran a fost un filozof și scriitor român, fiind unul dintre cei mai influenți gânditori ai secolului 20. Adevărat sau fals? Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care a luat 10 medalii olimpice de aur. Fals. Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică. Adevărat sau fals? Romanul Cel mai iubit dintre pământeni a fost scris de Mircea Eliade. Fals. Romanul Cel mai iubit dintre pământeni a fost scris de Marin Preda. Adevărat sau fals? Emil Racoviță a fost un speolog român. Adevărat, Emil Racoviță a fost un savant, explorator, speolog și biolog român. Adevărat sau fals? Decebal a fost un împărat roman.
Răspunsul este fals. Decebal a fost ultimul rege al dacilor. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi pentru și mai multe clipuri interesante.